Suntem în mijlocul lunii ianuarie, însă doar calendarul ne indică toiul iernii. Soarele de afară și atmosfera ca de primăvară au bulversat și unele specii de copaci. În centrul Iașului, în curtea Catedralei Romano-Catolice, un prun a înflorit deja de câteva zile. Cei care au ocazia să treacă prin zonă se uită curioși la florile obișnuite, mai degrabă primăvară. Să fie un copac întreg și chiar la începutul lui ianuarie, el a fost mai înflorit. Minune sau anomalie a naturii? Se pare că acest prun este unul ornamental, dar chiar și așa, florile au venit prea devreme. Cei care se pricep la anotimpuri și horticultură spun că înflorirea timpurie nu este așa de benefică pentru unele plante. Datorită temperaturii ridicate, asta se explică și nu e bine. Ar trebui să fie anotimpul normal, iarna-iarnă, primăvara-primăvară. Florile au avortat acum, nu mai este. Datorită răcelii, nu mai e nimic. Cea mai afectată pare să fie vița de vie. A pornit seva, așa, datorită temperaturii și nu numai cazul ăsta, cred că sunt mai multe cazuri. Dar că sunt temperaturi așa de ridicate acum în ianuarie, cam ce pomi sunt predispuși să înflorească? Păi e prima fază cu caiesul, prunul, cornul nici nu mai vorbim. De ce eu apărut deja. Păi astea speciile care sunt mai timpurii. Urmează celelalte, eu știu, mugurirea asta, e pericol. E pericol și la vița de vie, și la trandafir, dacă se poate observa. E anormal. Nu-i bine. Nu-i bine nici pentru celelalte specii, așa, la fel, la grâu. Iar aici e pericol de îngheț și dezgheț, mai ales primăvara vin înghețuri și dezghețuri. Acum zine cine mai oferi luna lui februarie și martie. Și magnoliile stau să înverzească. La vârful crengilor copacului din fața Consiliului Județean se observă verdele crud al mugurilor. Pericolul cel mai mare pentru plantele care încep să înmugurească le reprezintă valul de frig care se anunță să vină totuși în perioada următoare.